Antrenorul Anghel Corbu a participat cu elevii săi de la secția de tenis de masă a CSM Dunărea la campionatele naționale de copii categoriile 8-10 ani. Au făcut deplasarea la Buzău două sportive de 8 ani și alte două de 10 ani, într-o competiție ce s-a dovedit mai disputată decât mulți se așteptau. La competiția pe echipe la fete au participat 30 de echipe din toată țara, noi obținând poziția 4-a pe țară. Un rezultat consider bun, să putea și mai bun, dacă nu pierdeam la media și pe final, aveam șanse să luăm chiar medalia de argint. Medalia de argint era o surpriză de proporții la nivelul competiției naționale. La individual, din 115 sportive, Marina Bănaru și Daniela Gâscă au ajuns în optimi, iar micuțele de 8 ani, Iris Pălângean și Maria Stănescu, au făcut o figură deosebită. Și-au vândut scump pielea, să zicem așa, într-un termen mai plastic. Pălângean, Iris a ieșit în primele două și s-a calificat pe tabloul principal. O premieră pentru noi la vârsta asta precoce de 8 ani, având în vedere că cele două micuțe joacă efectiv de maxim un an de zile tenis de masă. Aceeași echipa CSM Dunărea va participa peste două săptămâni la Bistrița, la Cupa României.